Mașinile abandonate din municipiul Suceava vor fi ridicate de primărie. Conform declarațiilor făcute de viceprimarul Lucian Harșovski, au fost identificate 15 mașini abandonate care vor fi ridicate în prima etapă. Primăria municipiului Suceava încearcă și spunem noi că și reușește să ridice mașinile abandonate de pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, așa spusele rable, cum le știm noi. Trebuie spus clar că sunt două proceduri de lucru pentru aceste mașini. O procedură pentru mașinile care sunt abandonate și care nu au stăpân. Prin urmare, nu au plăcuțe de matriculare, nu găsim proprietarul și aici procedura este destul de simplă, ca să spun așa, față de cealaltă. Pur și simplu, după ce le identificăm, dăm un anunț în mass media locală și după 10 zile le putem ridica. În acest sens vă pot spune că la sfârșitul acestei luni vom putea ridica 15 astfel de mașini din diferite locații ale municipiului Suceava ca mașini abandonate fără stăpân. De asemenea, Lucian Harșovski a mai precizat că pentru 13 mașini au fost trimise somații către proprietari urmând să fie ridicate dacă nu sunt alte obiecții din partea acestora. Totodată suntem în procedură de informare și de găsire a celor cu proprietari, cele care au plăcuțe de matriculare și știm a cui sunt. Se trimit scrisori cu confirmare de primire, iar de la confirmarea primirii, tot așa în 10 zile le putem ridica. Prin urmare, în perioada următoare, până la sfârșitul acestei luni, ridicăm 15 mașini abandonate și fără stăpân, care le vom depozita lângă celelalte care le avem la depozitul nostru din la ieșirea din municipiul Suceava înspre Mitoc, la fosta stație de apă de la Lipoveni. Vă pot spune că avem acolo, în momentul de față, 15 astfel de mașini, 4 sunt în procedură de recuperare de către proprietari, iar celelalte 11 vor fi valorificate prin casare de către primăria municipiului Suceava. Deci, cele 15 care le ridicăm, sigur, pentru că s-a făcut deja și publicația în mass media locală, vor fi duse acolo, iar celelalte 13 care au fost identificate cu numere de matriculare și cu proprietari au fost trimise somațiile, așteptăm confirmarea de primire și în 10 zile de la momentul primirii acestei confirmări le vom ridica.